Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au decis să se mute în Portugalia după ce fotbalistul își va încheia cariera și deja fac pregătiri pentru viața de după retragere. Un pas important a fost alegerea unei școli exclusiviste pentru copiilor. Au optat pentru o școală din Lisabona, frecventată de copiii celor mai bogați oameni din Portugalia. Totuși, după ce au depus dosarele de înscriere, au fost surprinși să fie refuzați. Părinții copiilor deja înscriși s-au opus primirii micuților lui Ronaldo, temându-se că prezența lor ar putea afecta discreția și reputația școlii.